Primarul orașului Cernavodă, Mariana Mircea, spune că cea mai mare realizare din timpul mandatului a fost construirea noului centru civic, care va fi gata în aproximativ 10 zile. Lucrările la centrul pietonal au fost demarate în 2008, când s-a realizat și un referendum pentru a testa reacția publicului. Localnicii au fost extrem de încântați de proiect, în timp ce comercianții s-au arătat sceptici, spunând că afacerile le vor fi afectate de închiderea zonei. Este nou centru civic, centru pietonal, care se va recepționa în aproximativ 10 zile, dar care este în principal gata deja de aproximativ o lună. Foarte mulți cetățeni, copii, mai ales mămici cu bebeluși și persoane în vârstă, se plimbă și se bucură foarte tare de această investiție, ceea ce îmi demonstrează că n-am greșit în alegerea acestei investiții. Dacă vă aduceți aminte, pentru cei care mai știu istoria, în 2008 am închis centrul pentru a-l transforma în centru pietonal, pentru a testa reacția. Am făcut atunci un sondaj de opinie. Cetățenii din Cernavodă, peste 80% își doreau să se închidă centrul. În schimb, am avut reacții foarte negative din partea comercianților de pe centru, care nu doreau acest lucru, gândindu-se că s-ar putea să fie un lucru rău pentru ei, pentru vânzarea pe care o au zilnic. Însă proiectul de construire a centrului civic nu a fost bine primit de anumiți politicieni din Cernavodă. Fostul primar, Gheorghe Hânsă, este acuzat că ar fi boicotat lucrările, inundând cu bună știință zona centrală a orașului. Ce s-a întâmplat? De ce s-a inundat strada principală? După părerea mea, strada principală, centrul în special, s-a inundat datorită unei persoane care a închis stăvilarul din spate cu bună știință, știind acest sistem de operare, și a dat seama că închizând acest stăvilar se va inunda partea de jos a centrului. Am constatat lucrul ăsta, deci am ținut în supraveghere apa începând de pe la 7:15 de dimineață, sistemul a funcționat foarte bine, deodată s-a oprit. Văzând că se oprește și apa începe să crească pe centru, mi-am dat seama că se întâmplă ceva, că ori s-a înfundat pe undeva, ori se umblă la stăvilar. Venind aici, l-am surprins pe fostul primar Hânsă, Gheorghe, umblând la stăvilar și chiar mi-a spus: băi, ce facem, bă, că uite, stăvilarul ăsta este închis și se inundă centrul. Deci după 3-4 ore de funcționare normală, domnul Hânsă îmi spunea că e stăvilarul închis și de aia se inundă centrul. Informat asupra situației, actualul primar a declarat că va lua măsurile de rigoare pentru sancționarea fostului edil. Ce veți face împotriva fostului primar? Deja am anunțat la poliție, o să mergem să facem plângere penală, pentru că este un sabotaj intenționat, este un sabotaj împotriva cetățenilor. Mi se pare nefiresc ca exact persoana care știe cum funcționează, pentru că acest proiect a fost aprobat în Consiliul Local, să vină sub pretextul că îl verifică și dintr-o dată să-l blocheze ca să nu se mai ducă apa din centru. În ultimii 4 ani, datorită investițiilor multiple, imaginea orașului Cernavodă s-a schimbat, devenind o adevărată capitală culturală a Dobrogei.